cheie a lui David și sceptru al casei lui Israel, care închizi și nimeni nu poate deschide, care închizi și nimeni nu poate deschide. Vino și scoate din temniță pe cei care zac în întuneric și în umbra morții. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, a spus: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și se întreba ce fel de salutare este aceasta. Îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli și vei naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preanalt se va numi. Și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și el va domni peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria l-a întrebat pe înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea și cel ce se va naște din tine va fi sfânt și Fiul lui Dumnezeu se va numi. Și iată că și Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrânețe și este acum în luna șasea, ea, care era numită sterilă, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Iubiți credincioși, continuăm drumul nostru spre Betlehem, spre ieslea nașterii Domnului și împreună cu Evanghelistul Luca vom contempla în aceste zile Evanghelia copilăriei lui Iisus, adică momentele de dinaintea nașterii Mântuitorului, urmând ca din zilele Crăciunului să ascultăm Evanghelia după ce Iisus a născut. Buna vestire. Un eveniment care a schimbat lumea. Un cuvânt al îngerului care a dus bucurie nu doar în inima Mariei, care inițial se tulburase, ci a adus bucurie în întregul univers. Primele cuvinte ale îngerului: Bucură-te! Bucură-te tu care ești plină de har! Bucuria este într-adevăr o calitate a celui care trăiește în Dumnezeu. Bucuria este un dar pe care îl primește acela care crede și care se încrede în Dumnezeu. Bucuria nu poate fi păstrată decât cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. Unul dintre modurile în care noi ne putem pierde bucuria cea adevărată care vine din întâlnirea cu Mântuitorul este tocmai ruperea legăturii cu Mântuitorul, care este păcatul. De aceea,
în aceste zile înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, v-am propus în începutul săptămânii să medităm un pic asupra sacramentului reconcilierii, asupra sacramentului spovezii, pentru că în felul acesta să trăim și noi cu inimă deschisă sărbătoarea nașterii, Iisus să găsească o iesle și în inima noastră, nu doar în biserici, nu doar în case sub raz, ci să găsească o iesle adevărată, unde să se odihnească cu adevărat, adică sufletul nostru. Lucruri pregătitoare pentru a face o spovadă bună. Am vorbit despre gândul de a ne spovedi care vine de la Dumnezeu, apoi despre cercetarea cugetului care poate fi făcută în mai multe feluri, fie gândindu-ne de la ultima spovadă până în momentul în care ne spovedim la ce păcate am făcut, fie gândindu-ne la aceste lucruri, având în față cuvântul lui Dumnezeu, fericirile sau faptele de milostenie trupească sau poruncile sau viciile și virtuțile pe care le avem sau nu le avem. Așadar, sunt mai multe moduri în care putem face cercetarea cugetului și această cercetare a cugetului nu trebuie făcută când ne așezăm la rând la spovadă, ci trebuie făcută înainte de asta. De aceea, cel care vrea să se spovedească, să vină la liturghie un pic mai devreme, jumătate de oră sau știu cât, pentru că în felul acesta să aibă timp să se roage, să mediteze. Altfel face o spovadă, sigur, dacă împlinește condițiile, este o spovadă bună, dar este așa făcută în fugă. Și suntem obișnuiți să facem lucrurile pe fugă, măcar lucrurile acestea importante să le facem în tihnă, cum ar fi o spovadă bună. După cercetarea cugetului, în mod natural vine căința. Căința este cel mai important aspect al spovezii. Căința desăvârșită este în stare să ierte și păcatele grave. Gândiți-vă, de exemplu, la cele persoane care, neavând acces la un preot ca să se spovedească, au această căință desăvârșită, adică părerea desăvârșită pentru păcatele lor, și astfel pot intra în fericirea veșnică dacă, știu, se întâmplă să moară înainte de a se spovedi. Căința, am spus că este desăvârșită sau nedesăvârșită? De ce este desăvârșită? De ce este nedesăvârșită? Desăvârșită este atunci când motivul pentru care ne pare rău este iubirea lui Dumnezeu pe care am ofensat-o. Adică depinde că este desăvârșită sau nedesăvârșită de modul în care privim noi acest lucru, această căință. Ne gândim atâtea persoane care îl supără pe Dumnezeu și nu le pare rău deloc. Spun că, păi, oare Dumnezeu este, oare Dumnezeu nu este? Cine știe ce este în mintea lor? Noi știm că adevărata căință este atunci când ne dăm seama că l-am supărat pe Dumnezeu și am ofensat iubirea Lui față de noi, care este necondiționată și este imensă pentru fiecare dintre noi în parte. Căința desăvârșită. Și mai este și căința nedesăvârșită. Căința nedesăvârșită este aceea când ne pare rău de păcatele noastre, nu pentru că privim la iubirea lui Dumnezeu, ci pentru că ne este frică de Dumnezeu. Ne este frică de pedeapsa veșnică a iadului, ne este frică de pedepsele pe care le putem primi în această viață, ne este frică de mâna lui Dumnezeu, ca să spunem așa. Aceea este o căință nedesăvârșită, care vine din frică. Este o căință bună și aceea pentru început. Este o căință care ne permite să ne apropiem de scaunul de spovadă. Dar căința cea adevărată este aceea care vine dintr-o inimă care constată că a ofensat iubirea lui Dumnezeu. Nu din frică de iad, ci din iubire față de Dumnezeu. Cum pot eu să-L jignesc, să-L ofensez pe Dumnezeu care mă iubește atât de mult? Așadar, căința este cel mai important lucru pentru spovadă, acea contriție sau atriție, în funcție de căințele săvârșită sau nedesăvârșită, care trebuie să ducă la schimbarea inimii, la metanoia, așa cum este numită, adică o inimă nouă și un duh nou, așa cum citim în Psalmul 50, să dește, Doamne, în mine o inimă curată și un duh nou înnoiește înăuntrul meu, îndepărtează de la mine toate păcatele. Așadar, căința. După căință vine în mod la fel de natural următorul lucru pentru a face o spovadă bună, și anume
propunere. Ne propunem să nu mai facem ceea ce am făcut. Astfel că dacă un preot, fiind la spovadă, întâlnește un penitent care nu are această propunere în inima sa, adică nu are nici căință, pentru că dacă ar avea căință, ar avea și propunere, normal, nu-i așa? Dacă un credincios nu are propunerea de a păcătui, de a nu mai păcătui și se acuză cu ușurință de păcatele sale, preotul trebuie să-i refuze dezlegarea acelei persoane. De ce? Nu pentru că nu vrea preotul să o dezlege, ci pentru că nu împlinește condițiile pentru a împlini, pentru a face o spovadă bună. Așadar, propunerea este un lucru foarte important din cadrul spovezii. Știți că unii oameni se spovedesc așa și spun, am făcut și aia, și aia, și aia, altă, la următoarea spovadă, am făcut din nou și asta, și asta, și asta, dar ai lucrat un pic să nu mai faci lucrurile acelea? Cum să lucrezi? Păi, în primul rând, fugi de ocaziile de păcat. Știm foarte bine că dacă stai în jurul focului, te arzi. Cu cât te apropii mai mult de foc, cu atâta devii mai vulnerabil la eventuale arsuri. La fel este și cu păcatul. Dacă știm că anumite persoane, dacă știm că anumite situații, dacă știm că anumite accesări pe internet sau în alte locuri ne duc spre păcat, trebuie ce să facem? Să accesăm în continuare aceleași persoane, aceleași locuri, nu? Fals. Adevărata propunere este să fugi de păcat. Să fugi, spunea un preot foarte înțelept, că orice om, dacă a picat într-o groapă, își dă seama să nu mai meargă pe acolo, că pică din nou în ea. Asta este propunerea. De a evita ocaziile de păcat. Asta nu înseamnă că suntem imuni la păcat. Până acum nu prea am văzut pe nimeni care să fie imun la păcat. Dar este foarte important să facem partea noastră. Și Dumnezeu face partea sa. Harul care ne ajută să împlinim ceea ce ne propunem, dacă sunt lucruri bune și conforme cu voința lui Dumnezeu. Așadar, căința și propunerea, două lucruri necesare pentru a face o spovadă bună. Vom continua mâine cu celelalte. Căința, dacă ar fi să ne referim la antifona de astăzi, antifona mare despre care vorbeam la începutul săptămânii, căința este acea cheie care ne ajută să ieșim din întunericul păcatului și din umbra morții. Căința, adică ne pare rău și știm că nu este bine să stăm acolo. Nu este bine pentru că nu suntem în siguranță, nu suntem cu Dumnezeu și vrem să fim cu Dumnezeu. Să cerem Domnului prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, despre care am meditat azi la Sfânta Evanghelie, că a primit vestea cea bună, să cerem să ne ajute să facem o spovadă bună de Crăciun și să pregătim ușor, ușor ieslea în inima noastră pentru cel care trebuie să se nască la Betleem. Altfel, degeaba s-ar naște Iisus la Betleem, degeaba îmi trăi 10.000 de ani și îmi face 10.000 de Crăciunuri, dacă Iisus nu se naște în inima noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos!